Cu o baie de nămol s-a răsfățat un cerb superb într-o pădure din Parcul Național Piatra Craiului. Imaginile au fost surprinse de o cameră de monitorizare a faunei. Frumosul exemplar se tăvălește zdravă în balta cu noroi, după ce mai întâi testează locul cu coarnele. Și nu renunță decât după ce se asigură că fiecare centimetru e bine acoperit cu un strat de nămol. Specialiștii spun că pe lângă răcorire, procedura îl ajută și să scape de paraziți. În final, cerbul și-a reluat liniștit plimbarea prin pădure. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.